Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Administrația la zi. Invitatul meu de astăzi este domnul Ciprian Mihai, director adjunct în cadrul Poliției Locale a municipiului Pitești. Bună ziua, domnule Mihai, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Domnule Mihai, o să vorbim acum la sfârșit de vară, sfârșit de concedii, despre ceea ce înseamnă poliția locală în municipiul Pitești, în apropierea școlilor, pentru că trebuie să ne gândim, mai avem puțin timp și începe un nou an școlar, dar o să vorbim și despre perioada aceasta a vacanței, a concediilor, chiar dacă foarte mulți dintre piteșteni au și plecat afară, au plecat în concedii, fie la mare, munte sau în străinătate. Am avut oricum o perioadă plină de evenimente în Pitești, au fost competiții sportive, au fost zilele, sărbătorile Argeșului și Mușelului, sărbătorile județului nostru și sunt convinsă că dumneavoastră ați fost cumva în acțiune pentru că trebuia să asigurați liniștea și ordinea publică. Spuneam că a fost o perioadă de vacanță, dar chiar și așa ați avut parte de multe acțiuni și mă refer aici la adolescenți, la tineri și știu asta pentru că în ultima perioadă ați întreprins, mai ales pe timpul nopții, foarte multe controle în jurul blocurilor din oraș și asta pentru că ați avut foarte multe reclamații în acest sens. Spuneți-ne la ce se refereau aceste reclamații și ce a vizat controlul dumneavoastră? A vizat tinerii care consumă băuturi alcoolice, care tulbură liniștea și ordinea publică, consum de semințe pe domeniul public, pentru că am avut foarte multe sesizări telefonice. Am întreprins un număr de 10 acțiuni pe timp de noapte. În urma acestor acțiuni au fost aplicate un număr de 50 de sancțiuni contravenționale, fapt ce a dus la diminuarea un pic a fenomenului, dar totuși noi vom continua aceste acțiuni și în luna următoare, fiind vorba de vacanță. O să vă citesc și un mesaj de la un telespectator, pentru că și pe noi ne-au anunțat. Ei bine, sunt și tineri și pe și perioada aceasta au fost și ei mai liberi, au scăpat de școală, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i deranjeze pe ceilalți. Avem de la un telespectator următorul mesaj către dumneavoastră. Huliganii sau persoanele care stau seara la scările blocurilor și se primesc reclamații de la cetățeni că sunt foarte gălăgioși și fac mizerie. Cetățeanul respectiv spune, haideți să stabilim această problemă pentru că sunt foarte multe reclamații în ultima perioadă și cum rezolvăm acest lucru. Tocmai ne-ați explicat că ați mers în control și ați încercat cumva să conștientizați persoanele respective că nu este tocmai bine ceea ce fac. Ce s-a întâmplat în momentul în care ați ajuns la blocuri? Au fost și tineri care, nu știu, au avut un comportament nu tocmai plăcut față de dumneavoastră? Ați înțeles totuși, ați găsit înțelegere la ei, ați stat de vorbă? Cum a decurs acțiunea? În general, lucrătorii noștri le-au explicat că ceea ce fac nu este tocmai în regulă. S-au conformat cei care nu au înțeles, au primit sancțiuni contravenționale. Am recurs și la celebra măturică și fărașii, am pus și au strâns semințe și mizeria care au făcut-o. Și cei care au înțeles au primit decât un avertisment polițienesc. Unde ați avut cele mai multe controle? Și aici vreau să-mi spuneți zonele unde ați avut cele mai multe sesizări. Cele mai multe au fost în zona parcurilor, Parcul Tineretului, Parcul Trivale, Cartierul Prundu, Războieni și în Găvan am avut cele mai multe sesizări ceea ce privește tulburarea ordinișiștii publice. Unde vă anunță oamenii? Pentru că pe această cale, din nou, aș vrea să le amintim telespectatorilor noștri numărul dispeceratului unde vă pot anunța anumite probleme cu care se confruntă și nu mă refer numai la acest aspect. Deci dispeceratul nostru are numărul 0248-210-230 sau 911, numărul scurt. Deci la acest număr de telefon vă pot suna
Oricând? Oricând, este... 24 din 24, suntem prezenți la datorie. Câte sesizări aveți pe acest număr de telefon? Și aici aș vrea să vă întreb, să aduc din nou în discuție acest fenomen al încrederii oamenilor în poliția locală. Pentru că știm și am mai discutat și cu colegii dumneavoastră care au fost invitați în emisiunile anterioare, la început a fost privit polițistul local așa mai cu reticență. Ulterior a început să crească încrederea în poliția locală a cetățenilor municipiului Pitești? Avem foarte multe sesizări telefonice, cât și sesizări scrise. În general, în 24 de ore primim cam 50-60 de apeluri telefonice. Deci destul de mult. Destul de multe. Câte sunt confirmate dintre acestea? Că mă gândesc că aveți și telefoane care... Mai sunt și cele care... Apeluri care nu se confirmă. Apeluri care nu se confirmă, dar în general se confirmă cele sesizate de cetățeni. Fapt pentru care echipajul nostru se deplasează la fața locului și încearcă să rezolve cât mai operativ cele sesizate. Ce vă aduc la cunoștință? Care sunt cele mai multe pe lângă aceste aspecte legate de tinerii care consumă alcool, care fac cu multă mizerie în oraș? Blocaje auto, parcări ilegale, blocaje în curțile locuințelor personale. Și cam atât. Astea sunt cele mai frecvente. Din nou aș vrea să vă aduc la cunoștință o altă propunere din partea telespectatorilor. Se referă la cei care consumă alcool în spații publice, chiar dacă nu sunt special amenajate. Spune dumnealui, este vară, este foarte cald și sunt multe persoane care fac acest lucru. Dânsul întreabă dacă aceștia riscă ceva și propunerea dumnealor era ca dumneavoastră să interveniți prompt, mai ales atunci când sunteți sesizați la numărul de telefon pe care tocmai l-ați amintit. Deci pentru consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public primesc sancțiuni conform legii 61/1991. Deci între 100 și 500 de lei. Și sunt multe cazuri? În ultimul timp nu mai sunt așa de multe, pentru că tot ce care au fost sesizările le-am soluționat. Am înțeles. Deci cei care fac astfel trebuie să știe că pot primi o amendă care poate ajunge chiar și până la 500 de lei. Iar pe legea 61 nu se plătește jumătate din bine. Cât a stabilit agentul constatator, atât va trebui să plătească. Vorbeam de numărul mare de sesizări pe care le primiți la dispeceratul dumneavoastră non-stop la 0248-210-230 și spuneați că foarte multe se referă și la blocajele în trafic. Ei bine, aș vrea aici să discutăm puțin mai mult, pentru că sunt foarte multe lucrări în municipiul Pitești, sunt lucrări pe acel proiect de reabilitare urbană, sunt lucrări care se desfășoară la podul Viilor, pe DN73, și dumneavoastră cum interveniți, cum îi ajutați pe oameni, cum încercați să fluidizați traficul în zona respectivă? Lucrătorii noștri sunt prezenți permanent în zona respectivă, la podul Viilor și pe DN73, unde se execută lucrări de asfaltare și avem non-stop acolo, avem agenți de poliție care fluidizează traficul și încearcă să ajute cât mai mult participanții la trafic să depășească zonele unde sunt obstacole, unde sunt lucrări. Mai ales că acum, cred că sunt în plină desfășurare, sunt intensificate, pentru că știu că până la sfârșitul anului autoritățile au dat asigurări că se vor încheia lucrarea și Viilor, da. Cred că acum se lucrează intens. Intens și pe DN73, cât mai curând trebuie să încheie lucrurile și pe DN73, Pitești-Mărăcine. Ați spus că aveți echipaj acolo. Cum faceți față? Că știu că totuși numărul colegilor dumneavoastră, deci celor care lucrează în poliția locală, nu este un număr foarte mare și deci trebuie să fiți cumva mobilizați în toate zonele din oraș, dar mai ales în aceste zone foarte aglomerate. Încercăm să ne împărțim la maxim personalul, încât să rezolvăm toate situațiile care se ivesc pe raza municipiului Pitești. Acolo cu cine colaborați? Aveți o colaborare cu cei de la Poliția Națională? Cu cei de la Poliția Națională. Lucrăm foarte bine în toate punctele de unde se execută lucrări. Haideți să vorbim puțin și despre numărul sancțiunilor, pentru că e important să știm
câți oameni au fost amendați. Într-adevăr, este vară, traficul este îngreunat, așa cum spuneam, din cauza acestor lucrări. Oamenii își pierd răbdarea, de multe ori nu ajung la ora la care ar trebui la destinație, dar, pe de altă parte, și dumnealor trebuie să înțeleagă că tot spre binele dumnealor este acest lucru, această lucrare de reabilitare a zonei. Câte sancțiuni au fost aplicate în domeniul circulației pe drumurile publice? De la începutul anului, 3350 de sancțiuni au fost aplicate. Luna aceasta, luna în curs, în jur de 300 de sancțiuni au fost aplicate la domeniul circulației. Mi se pare un număr destul de mare. Destul de mare pentru că mulți conducători auto parchează în zone în care nu trebuie să parcheze, pe trotuare, în zone care sunt special amenajate pentru autobuze, pentru maxi-taxi, pentru și cei care, conducătorii auto-taxi, parchează în zone unde nu trebuie să aștepte clienții, în zona Casa Armatei, de exemplu, acolo acționăm în fiecare zi. Și nu respectă numărul de locuri în stațiile taxi și de aia trebuie să luăm măsurile care se impun. De unde vin cele mai multe sesizări? Tot de la cetățeni sau și dumneavoastră sesizați aceste aspecte în controlele? De la cetățeni și ne autosesizăm și noi prin echipajele care le avem în cartiere, în zonele respective și luăm măsuri în consecință. Unde, care sunt zonele unde au fost cele mai multe sancțiuni aplicate în domeniul circulației rutiere? Cele mai multe au fost totuși în zona centrală, unde conducătorii auto nu respectă regulile privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculor. Mai ales în zona Casa Cărții, în zona Teatru avem multe sancțiuni date. Văd că aduceți foarte mult în discuție acest subiect legat de cei care nu parchează cum ar trebui, parchează în zonele... Ocupă trotuarele și pietonii nu mai au unde să treacă, trebuie să meargă pe carosabil. Facă slalom așa printre, da, mașini. Printre mașini. Și cum procedați în momentul în care aveți o astfel de sesizare? Ne deplasăm la fața locului, dacă nu găsim conducătorul auto, îi aplicăm un colant, un științare. Nu se prezintă, îi se va face o citație la noi, la poliția locală, undeva îi se va întocmi procesul verbal de constatare a contravenției. Iar aici amenda? Amenda este între, deci, 2 puncte de penalizare la permis și între 3 și 5 puncte amendă. Am înțeles. Aș vrea tot să rămânem tot aici în domeniul circulației rutiere. Știu că au fost multe probleme și legate de cei care practică taximetria pirat. Și dumneavoastră ați avut multe bătăi de cap cu aceste persoane. Ce s-a mai întâmplat între timp? Deci noi am aplicat foarte multe sancțiuni contravenționale celor care practică taximetria pirat, dar în ultimul timp au apărut modificări la legea taximetriei și poliția rutieră este abilitată să aplice aceste sancțiuni. Noi avem acțiuni comune împreună cu dumnealor în vederea stopării acestui fenomen pe raza municipiului. Ce înseamnă aceste acțiuni comune cu dumnealor? Acțiuni în ceea ce privește verificarea celor care practică taximetrie, aplicarea de sancțiuni, mai ales în zona asta, Calea București. Acolo știm foarte bine că sunt produc aceste des fenomene. Întâlniți acești taximetriști. Pirat. Spuneați că au apărut modificări noi în legislație. Haideți să le spuneți oamenilor la ce se referă. Deci, legea taximetrie a fost modificată, iar sancțiunea merge până la ridicarea plăcuțelor de matriculare a celor care practică taximetria pirat. Deci cei care sunt depistați că nu au documentele legale prin care să justifice că fac acest lucru legal? De fapt, de obicei, nu au niciun fel de documente. Sunt simple persoane fizice care practică această taximetrie pirată. Iar acum, odată cu noile modificări, se ridică acele plăcuțe de înmatriculare? Se ridică și se aplică sancțiuni, da. Că nu mai pot circula, dar dumneavoastră mai aveți voie să, faceți deci, acest lucru? Nu, poliția locală sprijină Poliția Națională în aceste demersuri. Dar nu are voie să ridice plăcuțe de matriculare poliția locală.
Unde ați mai avut probleme de acest gen, în afară de cei care, așa cum spuneam, sunt foarte des întâlniți aici, pe zona Calea București? Aici sunt majoritatea problemelor. Majoritatea problemelor aici sunt pe Calea București. De aici se pleacă. Cumva considerați că fenomenul, chiar și așa că dumneavoastră n-ați mai avut temeiul legal să interveniți, decât să-i ajutați, să-i sprijiniți pe cei de la Poliția Națională, considerați că a mai scăzut amploarea lui în ultima perioadă? În ultimul timp, da, a mai scăzut. În ultimul timp a mai scăzut. Am înțeles. O altă implicare a poliției locale și cred că cea mai, nu știu, cea mai uzuală și cea mai este cea privind asigurarea liniștii și ordinii publice. În municipiul Pitești, da. Aici cum? Aici avem echipaje în toate cartierele care acționează non-stop 24 din 24 la sesizări și răspund la sesizările cetățenilor. Acționăm atunci când sunt anumite manifestații publice, spectacole, manifestări sportive, cum au fost Balcaniada de la Pitești. Asta spuneam și eu. Zilele Argeșului și Mușcelui. Deși am fost așa în vacanță, că este perioada automată a concediilor, pe de altă parte au fost foarte multe evenimente sportive. Evenimente sportive, două campionate, Balcaniada și campionatele naționale, efervescență mare acolo la stadionul Nicolae Dobrin. Ați fost prezenți? Acolo am fost prezenți, în vederea asigurării din liniștii publice. Cum v-am spus și la Zile Argeșului și Mușel, unde s-au desfășurat foarte multe activități în cel puțin zona prefectură. În săptămâna aceea în care au fost atât Festivalul Carpații, Festivalul Fanfarelor, deci a fost foarte multe activitate culturală în centrul Piteștiului. Ați avut probleme atunci? Nu, nu. Cetățenii s-au comportat foarte frumos, nu au fost probleme deosebite. Ce sancțiuni se aplică pe acest domeniu al tulburării liniștii și ordinii publice? Tot pe legea 61, un cuantum de la 200 la 1000 de lei se aplică, tot așa, fără a avea posibilitatea achitării jumătate de minim. Deci cel care este amendat trebuie să știe clar că nu poate achita jumătate din cuantumul amenzii, deci din păcate, din nefericire pentru dumnealui, ar fi bine să încerce să respecte legea și să evite să primească o astfel de sancțiune, pentru că va trebui plătită integral. Da, cât stabilește agentul constatator, atâta trebuie să achite. Ce alte acțiuni ați avut în această perioadă? Deci acțiunea am avut cele care v-am spus pe timp de noapte. Ne pregătim intens pentru că vor începe cursurile școlare din septembrie și trebuie să asigurăm la intrare și la ieșire elevilor să nu fie probleme în zona școlilor. Și aș vrea să dezvoltați puțin subiectul aici. Veți fi în jurul tuturor școlilor, avem, veți asigura sau deci, aveți un grup? Noi avem un grup de școli, 10 școli pe care le asigură poliția locală, respectiv pot să vi le și enumăr, școala numărul 1, școala numărul 3, școala numărul 7, 6, 16, 13, 12, școala 9. Sunt școli care nu au fost alese întâmplător, mă gândesc nu, eu. Nu, sunt nu, școli cu un număr, cu un efectiv mare de elevi, mare probabil, de elevi. Și zona este... Și zona, și restul școlilor sunt asigurate de către Poliția Națională și Jandarmerie. Școlile sunt împărțite. Ca să putem cuprinde toate școlile de pe raza municipiului Pitești și liceele de pe raza, să putem asigura ordine și liniște în zona școlilor. Acțiunile pe timp de noapte vor continua? Acțiunile pe timp de noapte vor continua tot la același aspect, în același domeniu sau încercați, eu știu, și o altă... În general, ăsta e domeniul de activitate al poliției locale în ceea ce privește ordinea și liniștea publică. Deci, asigurarea și menținerea unui climat de ordine pentru cetățeni. Când spuneam asta, mă refeream, eu știu, și la cluburile acestea de noapte, că și acolo sunt... Deci, ce se întâmplă în zona cluburilor de noapte, acționăm împreună cu cei de la, tot din cadrul Poliției Locale, Serviciu Control, și verificăm dacă este respectat programul de activitate al unităților respective și dacă mențin un climat de ordine și niște în zona lor. Să mențină un climat de unii și în zona respectivă, un test de alimentație publică.
Ce alt gen de acțiuni luați în calcul pe viitor și nu pot să nu vă întreb despre prezența dumneavoastră în piețele agroalimentare din oraș, pentru că mai ales acum pe această perioadă în care temperaturile au depășit 36-37 de grade la umbră, ce-i drept acum vremea s-a mai răcit, s-a încălzit din nou, dar nu vom mai ajunge la aceleași temperaturi. Cum asigurați noastră ca și poliție locală? Deci avem acțiuni permanente în piețele din municipiul Pitești, în special în piața Ceir, unde avem acțiuni comune împreună cu lucrătorii DSV. Pot să vă adun la cunoștință că au fost în ultimul an, în perioada asta până acum, 200 de kilograme de brânză confiscate, 1000 de ouă și vreo 200 de litri de lapte. Acestea au fost confiscate de la cei care comercializează, în piață? Ilegal, pe domeniul public, în afara pieței, fără a deține documente legale. Și vorbim de persoanele care vin din mediul rural? Vin din mediul rural și nu au aceste documente și niciodată nu pot justifica calitatea mărfii respective, iar pe vremea asta, la temperaturile care sunt, să ții lapte, brânză și nu cred că e tocmai... Pun în pericol sănătatea oamenilor. Și aș recomanda pe această cale cetățenilor să nu cumpere aceste produse. Aceste recomandări sunt date și de cei de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului și bineînțeles că și noi trebuie să ținem cont de ele, că până la urmă noi suntem cei care suntem expuși. Adică e clar că dacă cumpărăm așa din mijlocul străzii la temperaturi de 35 de grade, e clar că ne supunem unui risc. Spuneați că i-ați amendat pe aceștia și ați cantitatea de marfă destul de importantă. Da. Da, dar pe cei din interiorul piețelor acolo, cum sunt lucrurile, cum stau? Cei din interiorul piețelor... E clar că ei au documente. Au documente și sunt verificați de lucrătorii DSV care sunt în fiecare piață. Deci acolo este un control strict în piețe. Ați avut, sesizări de la cetățeni și aici mă refer la ceva neînțelegeri cu comercianții. A trebuit să interveniți într-o anumită piață din oraș pentru a calma spiritele, s-a ajuns la o ceartă mai aprinsă și a trebuit să interveniți? În ultimul timp nu, pentru că avem în piețe, avem lucrătorii din poliția locală și care descurajează aceste manifestări ale celor care comercializează produse în piețele agroalimentare. Când spuneți că descurajează, la ce vă referiți? Că sunt convinsă că sunt și cetățeni care ne urmăresc acum și spun că nu este chiar așa, că ajung de multe ori să fie terorizați de cei care vând pe lângă piețe, știți că au tendința de a mai vinde anumite produse pe care nu au asupra lor documente justificative. Deci noi întotdeauna când am fost sesizați de cetățeni, dacă nu s-au autosesizat polițiștii, am acționat imediat pentru restabilirea situației la fața locului. Vreau să vă mai aduc la cunoștință încă un mesaj de la telespectatori. Dânsul spune că sunt cazuri de persoane amendate și vă întreabă dacă dumneavoastră știți de acest lucru și cum rezolvați problema. Persoane amendate care au adus câini din alte localități și au lăsat în Pitești. Pentru că se pare, așa spune telespectatorul nostru, că au început să apară din nou în oraș, deși fenomenul dispăruse, se întâlnesc tot mai des pe străzile din oraș și vă întreabă dacă aveți acțiuni pentru depistarea persoanelor care fac astfel de lucruri. Adică vin din localități limitrofe și să știți că lucrul acesta chiar s-a discutat și la conferința de la primărie, conferința săptămânală, și chiar și viceprimarul Corneliu Nică spunea acest lucru, că are informații că sunt aduși foarte mulți câini din afară și lăsați pe domeniul public din Pitești. Deci poliția locală în ultimul timp a intensificat acțiunile de patrulare în zone pentru a depista persoanele care aduc câini din alte zone și totodată sprijinim pe cei care strâng câinii în acțiuni de zi și de noapte în vederea colectării celor câinilor care au apărut în municipiul Pitești pentru eliminarea în totalitate
acestor probleme. Ați avut cazuri punctuale în care ați fost sesizați, eu știu, chiar și personal sau chiar și la dispecerat, de persoane... Nu, în ultimul timp n-am avut. În ultimul timp n-am avut. Mai în anterior, când erau problemele mari în Pitești cu câinii, au fost. Și când ați mers la fața locului, chiar, bineînțeles, bănuiesc că n-ați mai găsit persoana sau mașina cu care erau aduși. Da. Am sesizat imediat pe cei care se ocupă de strângerea câinilor, au fost ridicați și s-a rezolvat în zonă problema. Pe final de emisiune, mai avem 3-4 minute la dispoziție, aș vrea să vă întreb care sunt acțiunile de viitor pe care și le propune Poliția Locală a municipiului Pitești. Am vorbit despre toate acțiunile noastre în diferite domenii de activitate. N-am atins cel legat de cerșetoria din Pitești. Știu că ați avut o perioadă în care vă axaserați mai mult pe acest fenomen. Să înțeleg că a dispărut sau încercați să le cuprindeți pe toate pentru ca să fie lucrurile să fie bune în oraș. Încercăm să le cuprindem pe toate, că altfel nu putem să rezolvăm. Acțiunile au fost foarte multe pe cerșetorie și în viitor vom continua aceste acțiuni. Vor continua și acțiunile de noapte. Ne pregătim și pentru începerea anului școlar, pentru a fi un climat de ordine și niște publică în municipiul Pitești. Că știu că la controlele pe care le-ați efectuat în ceea ce privește acest fenomen al cerșetoriei, chiar ați găsit persoane care nu erau tocmai atât deci am avut persoane care... amărâte, să le zic așa, cu ghilimele. Da, am avut persoane care cerșeau și aveau o situație foarte bună acasă, locuiau în vile. Am avut persoane care erau îmbrăcate în straiele preoțești și cerșeau și, de fapt, nu aveau nicio legătură cu... Sau cereau bani pentru mănăstire. Cereau bani pentru mănăstiri și nu aveau nicio legătură cu mănăstirile. Acum, cum mai întâlniți pe străzile din oraș astfel de persoane? În ultima vreme nu au mai fost întâlnite astfel de persoane. Nu au mai fost. Cum ați procedat atunci? Ați amendat? Au fost amendate persoanele respective și... nu au mai venit în municipiul Pitești. Știu că mulți dintre cerșetorii care îi pot fi întâlniți în Pitești vin și din alte județe. Din alte județe, da. Vin și din Dâmbovița, vin foarte mulți din Dâmbovița, din zona Pătroaia, din zona Găiești, vin în municipiul Pitești. Și în momentul în care îi depistați, ce faceți? Pe lângă amenda pe care l-o dați, dar nu știu, o plătesc, aplicăm sancțiune și sunt îndrumați către domiciliul dumnealor. Sunt duși la gară? La gară, dar sunt conduși la... Luăm legătura cu autoritățile locale din zona respectivă, sunt conduși la gară și sunt informate autoritățile din localitățile respective despre cetățenii care practică cerșetoria în municipiul Pitești. Mulți au ajutoare sociale, sunt probleme pentru că pot fi întrerupte aceste ajutoare sociale dacă sunt depistați că practică cerșetoria în alte localități. Primăriile sunt informate și dumnealor iau măsuri în consecință. Pe final de emisiune, dar vreau să-mi răspundeți sincer, aceeași întrebare am adresat-o și colegului dumneavoastră, colegilor prezenți la emisiunile anterioare. Cum credeți că este încrederea cetățenilor în Poliția Locală din municipiul Pitești? Și sincer, a crescut și dacă aveți un mesaj pentru cei care vă urmăresc, pentru a apela cu încredere la dumneavoastră și pentru, nu numai apela, că sunt convinsă că fiecare dintre noi atunci când avem o problemă apelăm la omul în uniformă, ca să-i spun așa, dar chiar are încredere în dumneavoastră și chiar veniți în întâmpinarea dumnealor? Având în vedere numărul de sesizări telefonice, de sesizări scrise care sunt în ultimul timp adresate Poliției Locale Pitești, consider că a crescut încrederea în Poliția Locală și rog cetățenii să apeleze cu încredere la Poliția Locală pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. Ați spus numărul de telefon dispeceratul non-stop, 0248 210 230 sau 911. Sau atunci când vă întâlnesc pe stradă, să apeleze cu încredere. Știu, Poliția Locală a mai sancționat cetățenii, dar nu în asta constă. Dar trebuie să aibă încredere în Poliția Locală. Omul când greșește, mai primește și o sancțiune și asta se întâmplă.
Vă mulțumesc, domnule Mihai, pentru prezența în emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor că și de această dată au rămas alături de noi. În continuare, Cristina Munteanu vă așteaptă cu știrile locale. La revedere!